ajungi tu acolo în Kensington Gardens și te plimbi printre veverițele alea care vin după tine. Să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întreb dacă există cu adevărat. Ce? Încep să am niște emoții. Pentru română. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Da, depinde de nota asta de la bacalaureat. A atacat-o cineva pe Elisandru înspre școală. Deci fata lui a fost molestată luni în fața școlii, aproape ca violator nenorocit. Da, și azi a avut scris la română și nu prea s-a putut concentra fata, vă dați seama. Fără bac pierde plecarea, tu ești goști. Să-mi spuneți în cazul ăsta ce am de făcut. Singurul lucru care contează e să scap și să ajung să trăiești într-o lume normală. Dar e urea că e copilul la mijloc. Ori dacă pierde ocazia asta, ce face ea? Că ea nu se descurcă în lumea asta de aici nicio clipă. Adică mai precis, domn doctor, de exemplu, dumneavoastră, aveți reputația că sunteți un doctor cinstit. Ai grijă! Iar dacă ar fi despre mine, da, aș accepta orice post în situația asta. Ar fi în vorba de copilul meu, e, uite că n-am chef să facem. Să trăim aici unde trăim și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, că nu se poate altfel. Mă deranjează că mă căutați acasă. Eliza, așteaptă! Odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors. Tot am senzația că mă urmărește careva de la o vreme. Suntem și noi oameni și avem și noi copii. Înțelege-i legii. Și cine persistă în greșeală, în final e posibil să trebuiască să dea socoteală. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău.